Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod din seria Arhivelor Viitorului. Miercuri, seara de la ora 9. Am revenit după o perioadă de pauză. Sunt bucuros să fiu aici cu Ciprian Mihali și cu invitatul nostru, Marius Lazăr. Ciprian, ne auzim? Bună seara! Trebuie să ne auzim. Bun regăsit ție, în primul rând. Bine ai revenit printre noi cu maximă formă și, evident, bun regăsit tuturor celor care ne urmăresc în fiecare miercuri. Invitatul de seara aceasta este Marius Lazăr și vom vorbi despre geopolitica lumii arabe. Marius, ne auzim, bine ai venit! Bună seara tuturor, bună seara Ciprian, bună seara Cristi. Mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Sper că mă auziți, nu? Da, te auzim. Perfect. O să-ți fac acum o mică introducere pentru cei care nu te cunosc. Marius Lazăr este lector universitar, doctor la Facultatea de Istorie și Filozofie, Universitatea Babeș-Bolyai, unde predă cursurile de istoria și geopolitica Orientului Mijlociu Contemporan, geopolitică regională, relații internaționale în secolele 20-21. În același timp este director executiv al Centrului de Studii asupra Orientului Mijlociu și a Mediteranei, în cadrul aceleiași universități. A efectuat stagii de cercetare și mobilități profesionale în Franța, Egipt, Maroc, Algeria, Tunisia, Liban, Iran. A publicat o carte despre problematica islamului în România, iar o alta despre șiism și stat în Irakul modern este în curs de apariție. Deci este cineva care ne povestește foarte bine o lume pe care o cunoaște, și anume lumea arabă. Ca de obicei însă o să las pe Ciprian să ne introducă puțin în acest subiect, de ce vorbim. Ciprian, de ce ne interesează lucrurile acestea? O fac cu mare plăcere pentru că sunt mai multe motive aici. E în primul rând bucuria de a-l reprimi, de a-l reavea în emisiune pe Marius Lazăr, cu care ne-am întâlnit anul trecut când am vorbit despre islamism. În sezonul trecut, în acest sezon el este din nou cu noi de data aceasta ca să vorbim despre geopolitica lumii arabe. Știți bine că noi am început acum o lună și ceva o serie de emisiuni consacrate unor chestiuni geopolitice, încercând să înțelegem, grație unor specialiști pe care îi avem invitați aici, să înțelegem puțin felul în care se configurează raporturile de forțe în lumea internațională astăzi, lumea europeană, lumea rusă, lumea chineză, lumea indiană, lumea africană și iată lumea arabă astăzi. E o bucurie să-l avem pe Marius, pentru că Marius este în acest moment unul dintre, fără niciun fel de ezitare, unul dintre cei mai buni specialiști ai noștri pe lumea arabă, datorită și îndrăznelii lui deosebite, aș spune curajului și simțului inițiativei care i-au permis să facă foarte multă muncă de teren în țările din lumea arabă și din Orientul Mijlociu, și de aceea cred că e foarte important să putem să vorbim în seara asta cu el. L-aș provoca la discuție trimițând la această carte pe care o am și care mie îmi face o mare plăcere. E o carte care mă provoacă, Marius o cunoaște fără îndoială, George Corm, un gânditor libanez, creștin, vorbește despre gândire și politică în lumea arabă și el își deschide cartea în felul acesta, și asta va fi și invitația pentru Marius. De la sfârșitul secolului al XX-lea, lumea arabă este din ce în ce mai sfâșiată de violența de natură teroristă. Dezvoltarea sa economică, socială, tehnică și științifică este foarte în urmă în raport cu bogățiile de care dispune și cu progresele altor regiuni ale lumii odinioară colonizate. Este deci legitim să ne întrebăm în privința responsabilității pe care ar putea să o aibă gândirea la arabă și lumea arabă în această stare de lucruri. Este oare gândirea arabă o gândire sterilă sau invită ea la violență? Este ea exclusiv înțepenită într-un dogmatism teologico-politic care ar antrena sau chiar ar justifica violențele teroriste, menținând o alteritate ireductibilă față de modernitate și față de valorile pe care le-a creat și care tind să devină universale? Care sunt cadrele culturale ale acestei gândiri, contextele sale politice și economice, socioeconomice, începând cu lunga istorie a triburilor arabe din antichitate, poate și trecând prin populațiile arabizate în bazinul mesopotamian,
până la prelungirile sale mediteranene, asiatice și africane. Islamul impregnează eloare și ocultează la 1300 de ani de la apariția profeției coranice toate domeniile și toate formele gândirii arabe. Sunt întrebări pe care și le pune George Korn și pe care vreau să le reiau pentru Marius sub forma trei întrebări foarte scurte. 1. Dacă există o coincidență sau cât de mare este coincidența, non-coincidența între lumea arabă și lumea musulmană, că toți suntem în plin suntem în plină sărbătoare musulmană, nu? În această perioadă. În al doilea rând, există o lume arabă? Și în al treilea rând, de ce nu există o singură lume arabă? Deci sunt trei întrebări așadar pe care vreau să le adresez lui Marius. Sunt convins că și el s-a gândit să lanseze discuția în acest fel cu câteva lămuriri și după aceea să vedem care sunt condițiile care ne permit să vorbim astăzi despre o poziționare eventuală a lumii arabe în concertul națiunilor și puterilor internaționale. Marius, te rog frumos, ai cuvânt. Da. Întrebări foarte grele și întrebări de fapt care cuprind cam ceea ce m-am gândit eu când am, mă rog, când am pregătit discuția de astăzi, ca și discuția de anul trecut despre islamism. A discuta despre lumea arabă e o sfidare aproape insurmontabilă, pentru că e o lume imensă, sunt 22 de țări care oficial recunosc că sunt state arabe, adică sunt membri ale religiei arabe. E vorba de o comunitate lingvistică de peste 400 de milioane de vorbitori de limba arabă, plus e vorba de o cultură, de o civilizație, de o lume imensă care are peste 2500 de ani, dacă nu și mai mult, vechime. O să discutăm imediat și câteva aspecte istorice. Și toate aceste idei, de fapt, toate aceste întrebări sunt întrebările care și le-au pus chiar elitele, chiar elitele arabe, elitele arabo-musulmane, să zicem așa, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, sau poate chiar un pic mai repede, și întrebări care au sfârșit Orientul Mijlociu, lumea arabă, pe parcursul întregului secol 20. Adică sunt în special întrebările legate de identitatea arabă și de identitatea islamică. Ce suntem noi la modul autentic, propriu sau profund, esențial? Suntem arabi musulmani sau suntem musulmani arabi? În funcție de cum se răspunde la această întrebare, sunt cele două mari linii majore ideologice care traversează Orientul Mijlociu sau mai general lumea, hai să zicem, lumea arabă, dacă ne vorbim așa, adică cei care pun accentul pe identitatea arabă, și o să vedem imediat care au fost aceștia, și cei care pun accentul pe identitatea islamică. Deci, cumva, sunt chiar întrebările de bază care au, să zic, care realmente au frământat opinia publică arabă, opinia publică musulmană și mai ales elitele intelectuale, religioase, politice, pe parcursul întregului secol 20. Eu aș pleca în discuția noastră, pentru că tema este enormă și timpul este, din păcate, foarte limitat. Sunt multe subiecte pe care aș vrea să le ating, dar din păcate cred că nu o să fie ocazia să le discut în profunzime, măcar să reușim să le atingem, să le anunțăm, să le arătăm că ele există, sunt importante, sunt esențiale pentru înțelegerea acestei problematici. În primul rând, plecăm de la întrebarea fundamentală, ce este lumea arabă? Exact cum ai zis tu, există o lume arabă? Există, chiar dacă sensurile acestei lume arabe, de fapt, am putea spune, sunt triple. Există o triplă manieră de a defini lumea arabă și de a înțelege lumea arabă. Și ca să ne fie cumva foarte ușor, pentru că geopolitica fără hărți nu se poate face, și plus termenul de geopolitică pe care noi îl avem în fața subiectului nostru, geopolitica lumii arabe, complică și mai mult situația, pentru că, de fapt, geopolitica, la ce se referă? Se referă la identități, la teritorii, la frontiere, la comunități, la modul în care comunitățile își reprezintă teritoriul, se raportează la el și îl dispută, sau invers, la modul în care diferitele rivalități sau conflicte între comunități au o proiecție teritorială. Asta e cumva foarte pe scurt sensul geopoliticii și, să zic, neputând atinge toate subiectele pe care le-ar acoperi
problematica noastră, o să încerc cumva măcar să mă refer la construcția lumii arabe, la construcția identitară, la construcția geopolitică, adică frontierelor a statelor, așa cum avem noi astăzi, la marile probleme care au traversat această construcție și, mă rog, la dinamicile care există în zilele noastre în interiorul acestei lumi arabe, care este toate felurile doar unită, nu? Doar omogenă, nu? Și într-o foarte mare măsură, ideea de lume arabă este o utopie. Este o utopie ideologică, este o construcție ideologică. A fost un vis, mai ales în perioada postbelică, un vis care, din păcate, pentru cei care au crezut în el, are șanse foarte mici să se mai realizeze așa cum a fost el imaginat. Deci, cred că poți să arăți în hărțile, Marius. Da, da, o să dăm drumul la hărți. Oare ce trebuie așa? Să fac? Așa. Exact, acum vedem hărțile. Câteva chestiuni generale despre ceea ce ne numim lumea arabă. Așa cum am spus la început, în zilele noastre, populația, să zicem, arabofonă, care s-ar putea defini ca și fiind, ca aparținând lumea arabă, este numără peste 400 de milioane de locutori. Aici pentru claritate, Marius, vorbim de o populație care vorbește aceeași limbă, limba arabă, nu? Nu vorbește aceeași limbă, o să ajungem imediat acolo. Termenul de limba arabă este un termen general. O să vedem că nu există o limbă arabă vorbită, există o limbă arabă scrisă, care este araba modernă și care e inteligibilă atunci când este scrisă. În schimb, o să vedem imediat, limba arabă, de fapt, este o cercetare, limba arabă, de fapt, este o sumă de limbi arabe dialectale, foarte diferite între ele. Deci, primul lucru, aici avem o hartă cu statele care sunt membri ale religiei arabe, deci care se definesc oficial, politic, ca aparținând acestei lumi, și modul sau repartiția demografică a populației în interiorul acestei lumi arabe. Vedeți aici, dacă 100 de popoare ar trăi în limba arabă, unde ar trăi ei? Și vedem, cea mai mare parte a acestora sunt în Egipt, care este un mamut demografic al lumii arabe, are peste 100 de milioane de oameni, de locuitori. Apoi vine Sudanul și cu Algeria pe locul 2, înspre 38 de milioane, 40. Arabia Saudită, Irak, Maroc. Deci sunt marile națiuni, demografic vorbind, ale lumii arabe. Și asta e un punct minimalist de plecare, ca să vizualizăm puțin ponderea demografică, care nu înseamnă neapărat și o pondere politică sau o pondere economică sau geopolitică în interiorul lumii arabe. Adică demografia nu este un factor fundamental în geopolitică, chiar dacă, mă rog, uneori s-ar putea să fie chiar un factor neplăcut pentru un stat, cum este Egiptul, de exemplu, care are de gestionat o populație imensă, cu resurse mici, puține, și asta pune mari probleme Egiptului. Aceasta este area geografică acoperită de ceea ce putem numi cei care vorbesc limba arabă. Cu verde închis sunt regiunile, teritoriile în care există populații care vorbesc araba, în sensul că este prima lor limbă. Cu verde mai deschis sunt teritorii în care se vorbește araba, fie în sensul că este a doua limbă, fie că e o limbă printre altele, sau o limbă utilizată sau o limbă înțeleasă, cum este cazul, o să vedem imediat mai detaliat, aceste enclave de culoare deschisă, Maghreb, de exemplu, sunt populate de către ceea ce numim berberi sau populațiile amazigh, care nu sunt sunt arabofone, dar nu, o să vedem, nu sunt arabe în sensul etnic. Și de-al minteri, ca să clarificăm puțin de la bun început câteva aspecte ca să fie mai clar. Atunci când ne referim la lumea arabă, noi o înțelegem în special în trei mari direcții sau în trei mari dimensiuni ale lumii arabe. Limba arabă înțeleasă în sens lingvistic sau cultural, limba arabă în sens etnic, antropologic, și lumea arabă, înțeleasă în sensul politic, adică de acele state care se definesc în mod oficial prin Constituție ca fiind state arabe și care nu sunt parte a structurii colective care
încearcă să reprezinte, fără prea mari sorți de izbând, această lume arabă, adică Liga Arabă. Deci, primele discuții acum, la început, vor fi cele despre identitatea lingvistică și o să avansăm pe parcurs și în celelalte tematici. Aceasta este o imagine generală, nu, despre repartiția lumii arabe în Maghreb și în Orientul Mijlociu, adică arii foarte largi. Și aici este o altă hartă care ne-ar fi utilă sau care este utilă despre alfabetul arab, care a servit sau care servește ca suport, nu? Fie pentru limba arabă, fie pentru alte limbi care au utilizat, datorită expansiunii islamului, limbile respective, cum sunt persana, turca, urdu, în spațiul indian. La rândul lor au asumat alfabetul arab și îl utilizează, acele limbi. Este un caz asemănător cum este alfabetul roman, asumat de mai multe limbi, pornit de ceva asemănător. Da, exact, da. De ce? Bine, sunt și, să zic, sunt foneme, sunt litere care se adaugă în plus, care nu există în limba arabă, cum există în persană sau în urdu, dar suportul, nu, ca atare, scriptural, este cel al alfabetului arab, el însuși, derivat din alfabetul arabilor nabateeni. Cu verde închis sunt statele care utilizează în mod exclusiv doar un singur alfabet, cel arab. Statele cu verde deschis sunt statele care utilizează și alte alfabete, în cazul Algeriei sau Marocului. De exemplu, e vorba de alfabetul specific limbilor berbere. Sau, mă rog, India, în zona uigură din China, în provincia autonomă uigură și așa mai departe. Deci, și acum revenim la problema dureroasă a limbii arabe. Bine, eu nu sunt filolog, adică nu pot să emit judecăți foarte specializate despre limba arabă, dar aceasta e una dintre marile probleme care sfâșie lumea arabă și care blochează ambițiile de unificare ale unei lume arabe. Unificare în toate sensurile, și politică și culturală. Adică faptul că, la modul real, nu avem o singură limbă arabă, ci avem foarte multe dialecte arabe. Dialecte care sunt produsul, evident, faptului că, de-a lungul istoriei, limba arabă fiind suportul lingvistic și cultural pe care s-a bazat islamul, și expansiunea islamului, o să vedem imediat, înseamnă și o expansiune a lumii arabe dincolo de area proprie a culturii arabe, care a fost peninsula arabă și zonele limitrofe. Expansiunea islamului, nu, după secolul al VII-lea, în arii foarte largi, Orientul Mijlociu în sensul larg, sau Maghreb, a dus și la o diseminare a limbii arabe, o să vedem imediat. În unele zone limba arabă a dispărut, în altele zone a supraviețuit, dar a supraviețuit sute de ani modelându-și vocabularul, pronunția în maniere foarte specifice, datorită influențelor locale, particularităților date de către fiecare regiune sau teritoriu. Și aceasta face, aici sunt marile, nu stăm să le discutăm, nu, sunt marile arii geografice ale dialectelor arabe, Mesopotamia de nord, de sud, nord levantin, sud levantin, beduin, cum se numește el, adică din Sinai și din coasta aceasta egipteană, egipteană în delta, Saidi, în centrul Egiptului, nubian, partea de sud, sudanez, ceadian, peninsula arabă, Najdi, Hijaz, multe dialecte emenite, noman, dofar, hadramaut. Apoi, în Africa de Nord, algerian, tunisian, libian, marocan, cel din zona aceasta foarte largă, care acoperă Mali și Mauritania și Sahara Occidentală, sunt variații atât de mari ale acestor dialecte, încât, de exemplu, araba care se vorbește în Maghreb, Darija, cum este anumită, în special în varianta sa marocană, este aproape ininteligibilă pentru restul lumii arabe.
Adică ceea ce araba pe care vorbește un marocan sau un algerian este totalmente incomprensibilă pentru un egiptean și poate mai puțin pentru unul din peninsula arabă. Cea mai înțeleasă variantă de limba arabă este cea din Egipt și aceasta ca rezultat al unei politici de geopolitică culturală pe care a dus-o Nasser, să ajungem acolo imediat, în anii 50-60, cât a trăit el, când voia să facă din Egipt pilonul unificării lumii arabe, unul dintre aceste instrumente de atragere a întregului spațiu arab în jurul, în siajul Egiptului, a fost finanțarea și susținerea unei producții culturale enorme, în special cinematografice, și cinematografia egipteană a avut perioada ei de glorie, cu filme bune și cu filme proaste, cea mai mare parte proaste, recunoscut, dar care, diseminate pe scară largă în întreaga lume musulmană, întreaga lume arabă, au contribuit la creșterea inteligibilității egiptene, limbii egiptene, într-un ansamblu foarte larg. Mai nou, cu succesul foarte larg pe care îl are, l-au avut în anii 80-90 antenele parabolice, apoi, evident, internetul, există producții culturale, inclusiv din zona Golfului Persic, în special în Qatar, sau chiar și în Arabia Saudită, care produc și în Egipt există producții culturale și mediatice, există o presă. Problema e următoarea. Limba arabă modernă, Fusha, care cumva apare cam în secolul al XIX-lea, este inteligibilă, pentru că în limbile semitice, în ebraică, în arabă, nu se scriu decât consoanele. Marea problemă e atunci când vocalizezi și felul de a vocaliza rădăcini consonantice duce la diferențele acestea foarte mari lingvistice. Plus, evident, vocabular specific care se construiește datorită influenței istorice, culturale, specifice fiecarei regiuni. Dar limba arabă este inteligibilă în scris. Deci toți pot să citească, de aceea presa scrisă și literatura au avut un rol enorm în reconstrucția unei identități arabe, și aici Egiptul iarăși a fost un pionier, un far, și în lumea arabă există o foarte vestită mutadă, sintagmă care spune așa, în Egipt se scrie, în Liban se tipărește și în Irak se citește. Deci există mari scriitori, apoi există o presă de limba arabă, există o presă pan-arabă, scrisă inițială, mai apoi pe internet sau televiziuni pan-arabe, cum este Al Jazeera, care a fost un pionier din multe puncte de vedere, apoi dușmanii Al Jazeera, care sunt Arabia Saudită, Al-Arabia, și altele și altele. Deci asta e un alt element fundamental care trebuie avut în vedere. Nu există, lingvistic vorbind și cultural vorbind și într-o anumită măsură identitar vorbind, nu există o lume arabă, o singură lume arabă, ci există nenumărate lumi arabe. Da, asta era una dintre întrebările de altfel pe care am vrut să ți le pun la început, pe care ți le-am pus, și anume dacă există sau nu o lume arabă, văzând întinderea și condițiile specifice și istorice. Există ca idee, există ca idee și ca proiect, nu există ca și realitate, în sensul în care, o să ajungem imediat, ideea aceasta de națiune arabă, de lume arabă, este un produs al influențelor Occidentului în secolul XIX asupra elitelor moderniste din lumea arabă. Ca și în Europa, de alminte, până în 1871 nu a existat o Germanie, nu? Chiar și Franța, care a avut o coeziune și o continuitate statală, printre cele mai vechi din statele europene, unificarea identitară și lingvistică a Franței s-a făcut doar în secolul al XIX-lea, ca rezultat al învățământului, al culturii, al presei, adică există și în Franța, nu regionalisme, în Sud, în Provence, sau în Bretania, sau în Normandia, care, poate că mai sunt încă uzuale, dar au fost multe vreme elementul semnificativ al populațiilor de acolo.
lumea arabă, dată fiind amplitudinea geografică enormă și, cum să zic, istoriile separate, diferite pe care le-au avut aceste teritorii vreme de sute de ani, în mod clar, nu, aceste diferențieri lingvistice au fost inevitabile. Ajungem acum la problema celelalte referințe identitare, cea de natură etnică. Și aici problema e mult mai complicată și o să insistăm și un pic mai încolo asupra ei, pentru că ceea ce noi numim comunitatea arabă sau comunitatea arabofonă, foarte simplu spus, de-a lungul istoriei s-a constituit prin două mari corpusuri, să zicem, sociale, două mari grupuri umane. Primul este cel al populațiilor care sunt, să zicem, în sensul antropologic, etnic, efectiv arabe, adică populațiile din peninsula arabă și din zonele limitrofe. Aceste populații arabe, dată cu expansiunea islamului, s-au răspândit în zona orientală, în zona Maghrebului, în Spania, nu, până când a fost exilul. Deci asta este, să zicem, nivelul, deci, autentic, antropologic al populațiilor arabe. Deci, el mai persistă încă astăzi. Marius, apropie-te puțin de microfon, pentru că... El mai persistă încă astăzi în rândul celor care se definesc ca fiind arabi, să zicem așa, de sușa, adică arabi autentici, adică cei din peninsula arabă. Să vedem imediat ce presupune sau ce validează faptul de a fi arab, antropologic vorbind. Al doilea grup de arabofoni este format din populațiile autohtone din regiunile ocupate de către islam, de către puterile politice arabo-musulmane, care vreme de-a lungul a sute de ani s-au arabizat. Arabizându-se, aceste comunități au ajuns cumva să se identifice prin această referință, să zic, identitatea arabă, și ele pot să fie numite cumva etnic, la rândul lor, ca fiind populații arabe. Dar asta e o problemă care a pus în special mari probleme și care pune încă mari probleme astăzi, în special în zona Maghrebului. Și o să revenim și asupra acestei chestiuni. Aici este o hartă care arată, în general, marile grupuri etnice din zona Orientului Mijlociu. Și aici sunt în special trei mari comunități etnice, în sensul cel mai larg, cele arabofone, cu galben, cele persanofone, cu portocaliu, maro și așa mai departe, și populațiile turcice. Sunt cele trei mari grupuri care vor domina politic, cultural, zona Orientului Mijlociu, din perioada islamului clasic, și care rămân cumva până în zilele noastre constituente ale Orientului Mijlociu. Aici avem o hartă care rea aceeași problematică, majoritar, minoritar, din punct de vedere, hai să zicem, etnolingvistic. Este o hartă care arată încă o dată repartiția concretă pe teren a populațiilor arabofone sau semitice, cum sunt ele arătate aici, cu diferitele lor variațiuni dialectale, nu le mai repetăm. Grupurile berbere, care sunt cu mov, sunt în special în zona Maghrebului, nu? În zona subsahariană, Sahel, Tuaregi în special, Tubu. Și ajungem la o problemă foarte sofisticată și care, din păcate, prea puțini au luat-o în considerare și mai au încă în considerare, problema identității tribale. Aici este o hartă cu triburile din Orientul Mijlociu, triburile arabe era definită harta, dar sunt mai multe comunități, nu sunt doar arabi în sensul propriu sau arabofoni, sunt și unele. Deci este o hartă care ne arată, să zic, un alt nivel de structurare identitară al populațiilor și al comunităților din ceea ce numim noi generic lumea arabă. Și problema acestei identități tribale foarte multă vreme a fost neglijată, și pentru că
mai ales după ce lumea arabă a intrat în modernitate, în secolul al XX-lea, moștenirea aceasta tribală era văzută așa ca un fel de zgură, care cumva, dacă nu poate să fie anulată, cel puțin măcar să fie ignorată. Din păcate, ea nu a putut fi ignorată, pentru că ponderea și puterea acestor fidelități și identități tribale rămâne încă fundamentală, în special în peninsula arabă, în Irak, chiar și în Palestina, în Sinai, în Maroc, poate mai puțin în statele moderniste sau care au avut un avansat proces de modernizare politică și ideologică, cum este Algeria sau Tunisia, dar în Libia ele sunt încă foarte funcționale și foarte puternice aceste atașamente și referințe tribale, ca și în zona Sudanului sau în zona Siadului. Deci un alt element fundamental, pentru că o să vedem, identitatea arabă la începutul ei a fost strâns legată de referința tribală. Și a rămas încă legată, v-am zis, în special în aceste regiuni, aceste zone. Deci un alt element care fracturează și ne arată, să zic, cât de complexă este această realitate socială și identitară în ceea ce numim noi generic lumea arabă. Evident, unii își asumă mai mult sau mai puțin identitatea lor tribală, depinde de context, depinde de cultură, de educație, dar ea rămâne încă foarte puternică și asumată și funcțională în rândul unor categorii importante din populația arabă. Și în sfârșit ajunge la a treia dimensiune, cea politică. Aici este harta cu statele membre ale Ligii Arabe, sunt 22 de state, inclusiv insulele Comore. Proiectul acesta, o să revenim asupra lui un pic mai încolo. Paradoxal, în momentul în care Liga Arabă a fost fondată în 1945, de către câteva țări, 8 sau 9 țări, mi se pare că au fost membre fondatoare, pentru că erau singurele state arabe independente în acel moment. Dar, zic paradoxal, Liga Arabă a fost fondată tocmai pentru a bloca ideea și punerea în practică a unei unități politice a lumii arabe. Pentru că Liga Arabă consfințea existența, realitatea entităților politice deja existente în acel moment, Egipt, Siria, Irak, Iordania, Palestina, mă rog, Palestina nu, cred că și Palestina era, Palestina era sub mandat, Liban și Arabia Saudită și Yemen, un pic mai târziu a intrat în același an, în 1945. Este o realitate politică, adică sunt statele care își recunosc oficial, prin Constituție, prin politicile de stat, referința arabă, identitatea arabă. Dar nu este, toată această Liga Arabă nu este decât o sumă de state arabe. Nu este o lume arabă în sine sau unificată politic și o să discutăm iarăși. Câteva chestiuni. O să faci mai mare puțin harta asta, cred. Da, o să trecem inevitabil, trebuie neapărat ca să ajungem la perioada contemporană, ca să înțelegem ideile actuale, contemporane, de panarabism, de a înțelege sistemul geopolitic, așa cum este el astăzi, existent în Orientul Mijlociu, încă în lumea arabă. Foarte pe scurt, o să facem o foarte rapidă trecere în revistă a unor aspecte istorice, fundamentale pentru înțelegerea problematicii lumii arabe și a identității arabe. Și această problemă, de fapt, este foarte veche, pentru că populațiile arabe sunt identificate istoric încă din secolul 8-9, înaintea noastră, pe vremea Imperiului Asirian. Evident, epicentrul geografic, istoric al lumii arabe este peninsula arabă și zonele limitrofe ale acestei peninsule. Și aceasta este o hartă care nu este o hartă, să zic, care cuprinde sau arată marile structuri politice sau marile entități istorice din
lumea arabă în perioada antichității, dar care ele nu sunt contemporane neapărat. Există regatul din Saba, care e cumva cel mai vechi, în secolele 8-9 înaintea noastre, adică în Yemen. Yemenul a fost foarte multă vreme epicentrul economic, să zicem identitar, cultural al lumii arabe și politic într-o foarte mare măsură, pentru că și climatul și geografia făceau din Yemen în perioada antică una dintre regiunile cele mai fertile, de unde și denumirea pe care au dat-o romanii de Arabia Felix, aceste regiuni. Apoi, secolele 3 înaintea noastre, regatul Nabatean, nu? Capitala la Petra, unde toată lumea merge să facă turism. Regatul din Palmira, din secolul 2 înaintea noastre până în secolul 1, era noastră, sau Tadmor, cum este numit. Apoi, din secolele 3-2 înaintea noastră până târziu, în secolele 4-5, era noastră, două regate arabe. Regatul Ghassanid, la frontiera cu Imperiul Bizantin, mai târziu, și client al Imperiului Bizantin, și regatul Ahmid, în sudul Irakului de astăzi, client și vasal al sasanizilor, și prinse în rivalități militare, așa cum erau Imperiul Bizantin și cel sasanid, și sfârșitul lor este aproape simultan, la începutul secolului al VII-lea, puțin înainte de apariția islamului, în centrul peninsulei arabe, o altă structură tribală arabă, un fel de stat, statul Kinda, iar mai târziu, după secolul III, era noastră, 4-5, un mare regat în partea de sud a Yemenului, regatul Himyar, care avea specificitatea de a fi fost condus de către suverani iudaizați. Deci vorba de aveam arabi convertiți la iudaism și de aminte această comunitate iudaică în Yemen, care sunt cele mai vechi, a rezistat aici până relativ recent, în anii 50, când mai apoi Israelul a repatriat această comunitate și a adus-o în noul stat israelian format acum. În rest, cu excepția acestor mai mult sau mai puțin efemere structuri statale, o bună parte din viața reală și din viața socială și politică, să zicem așa, a arabilor din peninsula arabă era eminamente condiționată de apartenența lor tribală. Inclusiv aceste structuri statale, de fapt, erau expresiile politice ale unor triburi importante. Și o să revenim asupra acestei chestiuni, pentru că în istoria acestei lumi arabe, din antichitatea târzie, deși povestea este deja mult mai veche, și în primele secole ale islamului, în special în perioada califatului Umayyad, califat care, ca și primele patru califate, cele ale califilor binecălăuziți, cum sunt ei numiți, întreaga aristocrație politică, economică, militară, care conduce acum Imperiul Musulman, este recrutată din rândul triburilor arabe. Ceilalți convertiți, persani, berberi și așa mai departe, au încă un statut secund. Deci elementul arab este fundamental acum în primele două secole ale islamului, dar el este traversat și sfâșiat în mod fundamental de o mare rivalitate care există între triburile din sud, cahtanite, cum sunt ele numite, adică triburile arabe din Yemen, și triburile care vin din nord, triburile adnanite. Este o rivalitate intertribală, fundamentală, care a avut un rol important în jocurile de putere de la începutul islamului. Și acum, foarte repede, intrăm într-o altă problemă. În momentul în care islamul se fondează ca religie, după 622, această religie este bazată pe o revelație, nu, care se presupune că vine de la
divinitate și o revelație în limba arabă. Este actul fondator, să zicem așa, care construiește de acum o întreagă cultură, civilizație enormă și foarte lungă în timp, care pleacă exact de la ideea fundamentală acestei preeminențe teologice, deci implicit și culturale și în toate sensurile posibile pe care o are limba arabă, limba revelației coranice, nu? Adică Allah, în marea lui mărinimie, nu, a ales să trimită ultima revelație, pentru că asta este Coranul pentru musulmani, ultima revelație a divinității trimisă umanității în limba arabă. Această excelență a limbii arabe este codificată teologic, Coranul este cartea sacră prin excelență și nu este sacru doar pentru că este un text religios, ci este sacru pentru că pentru musulmani, să zic, textul ca atare al Coranului, în forma sa, așa cum este el formulat, este considerat ca fiind cuvântul efectiv al divinității adresat umanității. Deci nu doar în sensurile sale, el este divin, ci el este divin și în formă. Adică cumva limba arabă nu este limba pe care o vorbește Dumnezeu atunci când se adresează întregii umanități. Profetului Muhammad, celor din jurul său și implicit umanității, pentru că vocația sau viziunea pe care o au musulmanii e aceea că islamul este religia mondială prin excelență și definitivă. Ca urmare, limba arabă se diseminează acum în contextul cuceririlor politice, este deopotrivă un dublu proces, construcția califatului, aici arată o hartă cu extensia în diferite momente a acestui califat. Imperiul musulman este deopotrivă și un imperiu care universalizează limba arabă și o diseminează la teritorii foarte largi. Este limba care în perioada islamului clasic este limba teologică, limba intelectuală, limba, hai să zicem, oficială a puterii, așa cum, să zicem, limba latină a funcționat în perioada medievală. O lingua franca, nu doar a elitelor, evident, toate elitele cunoșteau limba arabă, indiferent dacă erau arabi sau nu. Și o bună parte din elitele musulmane nu erau arabi, erau persani, foarte mulți dintre ei, turci, diferite comunități din Africa de Nord sau chiar și creștini din Europa sau din India mai apoi, sau din Asia Centrală, sau mongoli. Dar cel puțin, hai să zicem, până în perioada de cel mai islam clasic, până la căderea califatului Abbasid în 1258, avem o lume dominată de ponderea culturală, nu doar teologică, ci și culturală și intelectuală a limbii arabe, cu producții intelectuale enorme, în literatură, în filozofie, în mistică. Limba arabă servește ca suport grafic pentru arta islamică, în caligrafie și multe alte decorațiuni. Adică e o centralitate absolută a limbii arabe care domină acum toate celelalte limbi care la rândul lor sunt utilizate. Această supremație a limbii arabe începe, după secolul XI, deja să fie din ce în ce mai contestată, sau nu neapărat contestată în sensul combativ, ci există competiții și mai apoi este ocultată din ce în ce mai mult. Este ocultată în special în Orient, pentru că de acum, în partea orientală a lumii musulmane, încep să apară structuri politice care nu mai sunt conduse de către arabi. Foarte multe dintre ele au conducători turci și chiar dacă, elita militară este turcă, inclusiv în aceste structuri politice conduse de către turci, statele sau, zicem, structurile politice samanizi, gurizi, gaznavizi, gvarimșahi, selgiucizi, toate aceste entități politice, mai mult sau mai puțin efemere, încep să
să zic, să se bazeze din ce în ce mai mult pe o renaștere a elementului persan. Persanii au avut în toată perioada islamului clasic un rol politic și economic foarte important. Lumea persană s-a consolat foarte greu cu distrugerea ei politică și culturală de către arabi. Și această rivalitate între arabi și între persani în perioada islamului clasic a fost un element fundamental care explică multe dintre dinamicile de atunci. Ea a suscitat aversiunea, ura, mifiența elitelor arabe față de persani și invers, persanii care sunt foarte aroganți și consideră că propria lor cultură este superioară cele arabe, chiar dacă evident o bună parte din vocabularul arab, vocabularul persan și din alfabetul ca atare al limbii persane este cel arab. Deci din secolul 11-12 araba pierde foarte mult teren în zona orientală. Din motive politice, apoi califatul abbaside se distrus, urmează perioada mongolă, apoi urmează perioada timuridă, adică conducători de origini turcice, mongole, care se bazează din ce în ce mai mult pe elementul persan și limba persană se substituie în toată zona aceasta, începând din Persia, Caucaz, Asia Centrală, India, după secolul 12-13. Avem o predominare a limbii persane în politică, în cultură. Evident, araba nu dispare, dar araba este răstrânsă strict la limbă liturgică, la limbă religioasă. Elitele, evident, o vorbesc, oamenii de religie sau intelectuali, pentru că e limba coranică, dar pierde foarte mult teren cultural, special și politic. Supraviețuiește, în schimb, mai bine în Africa de Nord, unde există structuri politice care au propria lor, să zic, istorie, construcție, nu insistăm. Și această dinamică pe care am evocat-o se va continua și se va agrava în momentul în care Imperiul Otoman va ajunge să controleze cea mai mare parte a lumii arabe, după secolul al XVI-lea. Aici este o foarte sintetică hartă a construcției în diferite momente a Imperiului Otoman, care începe din peninsula anatoliană și mai apoi, după 1514, pe vremea sultanului Selim I, încep marile campanii de expansiune în Orient, Caucaz, apoi în Levant. M-a dispus să mărești puțin harta. Da. Așa, și Levant, Egipt, teritorii care în epocă erau sub conducerea unei dinastii de sclavi, a dinastiilor mameluce, care la rândul lor erau turci, erau caucazieni, dar care totuși vor sprijini sau vor apăra foarte mult identitatea arabă a Egiptului și de aceea, după ce Bagdadul a dispărut ca centru politic și cultural al, hai să zicem, lumii arabă-musulmane, Cairo a luat foarte mult locul acestuia, mai ales prin Marea Universitate de la Al-Azhar, din Cairo, care a devenit cea mai importantă instituție de învățământ teologic din lumea musulmană până în zilele noastre, în secolul 20. Apoi, otomanii cuceresc și Maghrebul, cu probleme, nu insistăm, și fracturează această lume arabă în provincii. Aici sunt, zice, marile structuri provinciale, marele ansamblu, pentru că provinciile erau mai reduse. Deci avem o mare provincie siriană, avem Mesopotamia, cum se numea ea în epocă, Siria, cuprinzând întreg Levantul, adică și Libanul de astăzi și Palestina de astăzi, un Egipt, o provincie Tripoli, o provincie Tunis sau tunisiană, aici erau reședințele, și o provincie Alger. Perioada otomană a avut consecințe profund negative asupra identității arabe.
și asupra lumii arabe. Politic, în primul rând, pentru că, evident, arabii au un rol minor în gestiunea Imperiului, aproape nesemnificativ, în măsura în care elitele politice și administrative otomane, cea mai mare parte a lor, erau recrutate din zona Balcanilor și nu neapărat din Orientul Mijlociu. Deci există o înghețare istorică, culturală, intelectuală a lumii arabe în vreme de aceste sute de ani, cât durează dominația otomană. Evident, asta nu înseamnă că n-au existat deloc oameni de religie sau intelectuali, dar în sensul cel mai larg, identitatea arabă, expresiile politice arabe sunt inexistente sau foarte limitate. Datorită acestei presiuni enorme a otomanilor care exploatează provinciile lor, în primul rând economic, n-au niciun interes să suscite aici mari euforii și mari entuziasme identitare sau culturale, ci interesul otomanilor a fost strict de a domina militar, economic aceste regiuni. Și aceasta contribuie și mai mult la, să zic, la generarea unor particularități locale, mai ales în provinciile foarte distante, cele din Maghreb, care de fapt cu timpul vor pune bazele propriilor structuri de conducere, chiar dacă ele sunt încă părți ale Imperiului Otoman, ele se gestionează în manieră proprie quasi independentă, cu dinastia deilor din Alger, cu dinastia Husseinidă de la mijlocul secolului XVIII în Tunis. Doar Libia sau teritoriul libian de astăzi este mai strâns controlat. Asta este lumea cu care, sau astea sunt realitățile cu care lumea arabă intră în modernitate. În secolul XIX. A trebuit să mergem un pic mai repede. Cum evoluează purs, lumea arabă în ultimele, hai să zicem, 200 de ani? Păi, asta v-am discutat acum. Șocul major care a druncinat această lume înghețată a Imperiului Otoman, cel puțin în partea sa, hai să zicem, partea sa arabă a Imperiului Otoman, va veni din exterior. Acest șoc, ca pentru foarte multe alte culturi sau comunități din Africa, Asia, Orientul Mijlociu, va fi șocul întâlnirii cu Occidentul, sau șocul venirii Occidentului, de fapt, înspre aceste regiuni. Și în lumea arabă, acest Occident vine, în special, sau în primul rând, sau momentul fondator, prin care unii și iau ca element cu care începe modernitatea în Orientul Mijlociu sau modernitatea în lumea arabă, este venirea lui Napoleon în Egipt în 1798. E o poveste, încercăm să trecem foarte repede, pentru că sunt multe momente. Napoleon vine cu un proiect, geopolitic mai larg de a combate influența britanică din India, dar el aduce pentru prima dată în această lume otomană înapoiată, împietrită în timp, cultural, tehnologic, militar, intelectual, cum a fost ea, pentru că cultura predominantă era una a mimetismului față de ceea ce a fost în epoca de glorie a islamului. Ori acum, acest Occident hiperperformant, intelectual, științific, tehnologic, vine el însuși, în inima însăși a lumii arabe, în Egipt. Napoleon aduce cu el aici toată această modernitate. Sunt multe elemente care, mă rog, ar merita. Există o fascinație a Orientului care se creează deja acum. Cultura iluministă a avut un rol fundamental și Napoleon, el însuși, este fascinat de ceea ce crede el că a fost marea civilizație orientală, acum prăbușită datorită otomanilor, și el vrea să reînnoiască această civilizație, acest Orient care îl fascinează. Și sunt multe elemente, influența lojilor francmasonice, care la rândul lor sunt îmbibate de teme, simboluri preluate din Antichitatea egipteană, de exemplu, sau în cea iudaică. Cert e că venirea lui Napoleon, chiar dacă politic și militar a fost un eșec pentru el,
a fost obligat să plece în 1801. Ea a suscitat o dinamică în Egipt mai întâi, care mai apoi s-a diseminat pe întreg parcursul secolului XIX și a fost elementul fondator a ceea ce numim noi ordinea modernă a Orientului Mijlociu și a lumii arabe. Napoleon încearcă să suscite în rândul populațiilor egiptene și mai larg din Levant, încearcă să resuscite ideea că ele sunt altceva decât otomane, adică încearcă să construiască proiectul unui naționalism arab. El eșuează, dar ideile rămân. Egiptul va ajunge condus în 1805 de către un albanez, Mehmet Ali Pasha, care va rupe Egiptul din zona de influență otomană, va face din Egipt, să zic, un stat autonom, politic și mai ales leagă foarte mult Egiptul de Franța, care contribuie enorm la modernizarea Egiptului. Și Egiptul va deveni în secolul XIX și întreg secolul XX, să zicem așa, una dintre referințele culturale și politice majore ale lumii arabe. Foarte multe elite din lumea otomană, care sunt reprimate acolo pentru activismul lor arab, găsesc refugiu în Egipt acum, în secolul XIX, în secolul XX. Apoi, această influență culturală occidentală are al doilea pol major în zona Levantului, adică ceea ce numim noi, mă rog, marile centre urbane, din fie care sunt la Marea Mediterană, fie în proximitatea Mediteranei Orientale, cele din Siria, dar în special Beirut, care foarte ciudat nu apare pe harta aceasta, Beirut, Damasc, adică Libanul, care e un spațiu cosmopolit cu comunități creștine, musulmane, druze. Această influență culturală și politică europeană este enormă pentru construcția lumii arabe moderne. Ea este cea care a generat în Levant și mai apoi în Egipt ceea ce purta denumirea în epocă, la sfârșitul secolului XIX, de renaștere arabă, Nahda. Ce era această renaștere? Era brusca conștientizare de către o parte dintre elitele arabe, unele dintre aceste elite fiind creștini, greci ortodoxi sau chiar sau maroniți sau unii chiar convertiți la protestantism, cum a fost marele intelectual libanez al-Bustani. Deci, pur și de acum se construiește o altă idee de identitate colectivă. Adică se încearcă să se iese din presiunea foarte generică a acestei identități largi a lumii musulmane, identitatea musulmană, și aceste elite se inspiră foarte mult din ideile naționaliste europene, care la rândul lor fac furori în Europa și modelează din temelii ordinea geopolitică europeană, și ele de acum sunt avid asumate, asimilate de către aceste elite moderniste, și ele gândesc din ce în ce mai mult proiectul unei resurecții. În primul rând, identitare a lumii arabe și mai apoi unei resurecții politice a lumii arabe. Și cu aceste idei se intră în secolul al XX-lea, aceste medii naționaliste arabe, unele dintre ele, fiind în interiorul Imperiului Otoman, sunt evident interzise, asuprite, mai ales după ce la putere în Imperiul Otoman în 1908 ajung junii turci, care au propriul proiect național și naționalist, dar un naționalism turc, adică care forțează toate comunitățile din ceea ce mai era încă Imperiul Otoman să se recunoască ca fiind turci, indiferent că erau arabi, curzi, armeni sau mai știu eu ce. E, în reacție la această presiune enormă pe care o pun junii turci, mediile naționaliste arabe devin foarte active și cu asta se intră în primul război mondial. Marea Britanie sprijină aceste medii naționaliste din Levant și din Hejaz. Este proiectul promis acum acestor naționaliști arabi de a li se permite construcția unui mare stat arab în Orientul Mijlociu, pe teritoriile Imperiului Otoman, care
mă rog, în eventualitatea în care era înfrânt, ar fi pierdut aceste teritorii, este investita promisiune făcută de britanii șerifului Hussein din Mecca, promisiune care nu s-a realizat, pentru că ceea ce a avut întâietate a fost alt plan geopolitic, pe care se bazează, de fapt, ordinea geopolitică actuală, vreme de 100 de ani, de atunci până astăzi, este vestitul acord secret în epocă din 1916, Sykes-Picot, încheiat între Franța și Marea Britanie, pe care le își împărțeau provinciile pierdute, ale viitor pierdute ale Imperiului Otoman. Marea Britanie controla sudul Irakului și avea o zonă de influență din Mediterana până în Golful Persic. Franța vrea să controleze Levantul, în zona Cilicia din Turcia și Siria să se afle în sfera sa de influență. Aceste proiecte au predominat la discuțiile de pace de după primul război mondial și ele au generat în acel moment acordul de la Sèvres din 1920, reluat 3 ani mai târziu prin acordul de la Lausanne, care a stabilit problema turcă, în care noi insistăm. Aceste provincii arabe pierdute de către Imperiul Otoman, care nu mai există, vor fi împărțite în 5 noi state. În Irak, în Transjordania, Palestina, puse sub mandat britanic, Liban și cu Siria puse sub mandat francez. Deci este o construcție geopolitică fundamentală produsă de către marele puteri, Franța, Marea Britanie, și care anulează proiectul propriu al elitelor arabe naționaliste de a avea propriul lor stat arab. El a existat efemer, e adevărat, în 1919 până în 1920, condus de către unul dintre fiii șerifului Hussein din Mecca, viitorul rege al Irakului, emirul Faisal, dar francezii au pus capăt acestui stat autoproclamat și au fracturat lumea arabă în aceste state care există până astăzi. Este o inginerie geopolitică externă cu consecințe enorme, pentru că frontierele care sunt impuse, construite acum, statele care sunt construite acum, unele dintre ele sau, în general, o bună parte dintre elitele arabe și chiar musulmane vor refuza să accepte valabilitatea acestor state, tocmai pe ideea că ele sunt produsul unor proiecte străine. Deci asta e un prim moment. În epocă avem, asta este o hartă a Orientului Mijlociu și a Maghrebului din 1939. Irakul este singurul stat care era independent în acel moment, nu apare pe hartă, adică nu apare independența în 1932. În rest, lumea arabă se află dominată încă de marile puteri europene. Maghrebul controlat de către Franța și Italia. Franța invadează Algeria în 1830, în 1870, pacificată prin forță Algeria, va fi transformată efectiv în teritoriu francez cu 3 departamente. Marocul în 1912 va fi dublu tutelat de către Franța și de către Marea Britanie, de către Spania. Tunisia, în 1881, este transformată în protectorat francez. Libia, invadată de italieni în 1911 și un proces foarte greu de control și de pacificare, care se termină doar în 1932. Egiptul, sub influență britanică din 1882, sub protectorat britanic din 1914 și doar în 1922 Egiptul este independent, este prima țară arabă independentă în sensul propriu al termenului, adică nedepinzând politic de o putere europeană, și asta a contribuit și mai mult la rolul de faș
pe care l-a avut Egiptul acum și în toate deceniile care l-au urmat. Egiptul e, să zic, sau viața culturală și viața intelectuală egipteană au predominat foarte mult și au avut un rol enorm în... Iar Sudanul se află supus unui condominium anglo-egiptean din 1899 și care va dura până în 1956, când Sudanul devine independent. Deci, foarte pe scurt, asta a fost ideea, până al doilea război mondial și după încă avem o ordine politică arabă larg controlată, influențată, dominată de Occident. Și această dominare occidentală a lăsat sechele, mai ales în interiorul acelor state care s-au eliberat de această dominare occidentală prin războaie de independență, cum a fost cazul Marocului, cazul Tunisiei. Marocul a devenit independent în 1956, Tunisia în același an, 1956. Algeria, foarte greu, după un lung și sângeros război care a durat 8 ani, din 54 până în 1962, cu sute de mii de victime. Libia va deveni independentă doar după al doilea război mondial, în 1954 sau 56, până atunci fiind controlată de către ONU. Iar în Orientul Mijlociu, independența va fi obținută după al doilea război mondial, în 1946, Libanul și cu Siria, Iordania în aceeași perioadă după al doilea război mondial, dar cu relații foarte strânse față de Marea Britanie, iar Palestina va intra într-o problemă infinit de complicată datorită promisiunilor britanice de a sprijini formarea unei entități evreiești, unei entități sioniste pe teritoriul Palestinei, care a pus probleme enorme după al doilea război mondial, ducând la fondarea unui stat evreu în 1948 și la refuzul elitelor arabe de a accepta un stat palestinian redus la frontierele stabilite prin rezoluția ONU din 181 din 1947 și sperând că vor înfrânge militar Israelul. Deci asta e ordinea arabă cu care se intră acum în perioada postbelică. Fracturile acestea, statele acestea care se formează acum sub control străin și în Orientul Mijlociu, și statele sub tutelă colonială, care sunt până la după al doilea război mondial. În această realitate geopolitică fracturată a lumii arabe a suscitat acum, la început, prima jumătate a secolului 20, enorm de multe reflecții în rândul elitelor intelectuale, în rândul militarilor, în rândul politicienilor. Și acum se pun bazele marilor idei ale panarabismului. Adică se construiește o ideologie, o ideologie, să zicem, națională și o ideologie politică și geopolitică. Adică se construiește ideea, care este ideea unei națiuni arabe. Ca orice ideologie naționalistă sau orice ideologie națională, evident, ea presupune foarte multe artificii imaginative și foarte multe artificii la nivel de construcție și de motivare a acestei idei, de fondare a acestei idei. În anii 30 apar mari părinți fondatori, mari corifei ai ideii de națiune arabă și ai naționalismului arab. Aici sunt câteva fotografii cu cei mai mari, Sati al-Husri, sirian, dar care a servit foarte multă vreme în aparatul ministerial al Irakului în perioada interbelică, mai apoi a fost
secretar cultural la Ligii Arabe după 1945, între marile eminențe cenușii ale ideilor panarabiste și ale instrumentelor de construcție a acestei identități panarabe, în special prin manualele de istorie, care generează o narațiune sau, cum să zic, practică o lectură selectivă a istoriei lumii arabe din antichitate până în epoca modernă, în jurul acestui fir roșu al ideii că există o națiune arabă și că ea nu doar că există, nu este doar o realitate identitară și culturală, dar mai ales că ea trebuie să devină o realitate politică unificată. Alt mare corifeu, tot sirian, este filozoful, pedagog, filozof, a făcut filozofie în Franța, Zaki al-Arsuzi, idolul Partidului Baas sirian și a avut un rol important în fondarea Partidului Baas, chiar dacă mai apoi primele generații de politicieni l-au dat la o parte. El este recuperat după 1966-70 de către elita basistă siriană și îi se alocă un cult fundamental. El are o întreagă filozofie aproape mistică în jurul eminenței și excelenței limbii arabe. Limba arabă văzută ca limba paradisului, limba perfectă prin excelență, limba originară, nu? Limba care s-a vorbit de către protosămoși și limba care se vorbește în lumile divine. Fapt semnificativ, toată această mistică pe care o are el, Zaki al-Arsuzi era alauit, adică era din rândul unei minorități sectare din Siria, care era larg dezavoată și ținută la distanță de către majoritatea sunită. Și pe foarte mare măsură, o să vedem, mă rog, vă zic de acum, că nu mai avem timp, în momentul în care aceste idei au devenit proiecte și programe politice al unor mișcări, partide, în special Partidul Baas, partide care au ajuns la putere în Siria și în Irak, aceste idei panarabiste au servit într-o foarte mare măsură și ca suport al unor categorii, hai să zicem, sociale din societățile siriene și egiptene, care până atunci fie erau periferice, alauiți în Siria, fie erau minoritare demografic, suniții în Irak, dar în Irak suniții au fost la putere totuși de foarte multă vreme, dar aceste ideologii panarabiste, deci care puneau accentul pe o referință de tip modern, nu cea de tip etnic, să zicem așa, ele încercau să se substituie și să elimine ponderea și influența atașamentelor și identităților religioase. De aceea, regimurile politice care se revendică sau care s-a revendicat de la panarabism, Egiptul nasserian, Siria basistă, Irakul basist, și-au proclamat în mod oficial și o, să zicem, atitudine și un proiect de tip secular, laic. Adică au încercat să substituie atașamentul la religie prin atașamentul la ideea de națiune arabă și de mobilizarea maselor în jurul acestei idei. Evident, era și o formă de control social al populației, pentru că toate aceste partide și Partidul Nasserian și partidele basiste au devenit, de fapt, instrumente de coerciție și de control al populației puse în slujba unor idealuri colective. Aici este o hartă cu etapele construcției Ligii Arabe de 1945, care este un fiasco din foarte multe puncte de vedere. Adică, așa cum am zis, obiectivul, momentul în care s-a construit Liga Arabă în 1945, a fost nu atât de a suscita o eventuală întărire a unității arabe, ci dimpotrivă de a bloca un proiect de unificare arabă. Pentru că, fiind o organizație internațională, nu, adică între state care țin foarte mult la identitatea lor sau țineau în acel moment, interesul era pur și simplu de a construi un spațiu de comunicare, de discuții,
Și asta și rămas în mare măsură Liga Arabă, pur și simplu un mediu în care se întâlnesc cu foarte slabă regularitate mari sau conducătorii statelor arabe și, de fapt, în cea mai mare parte, discuțiile acestea sunt certuri, dispute între marile personalități ale momentului. Aici este logo-ul Partidului Baas Sirian. Vedeți aici harta aceasta cu lumea arabă și cu idealul unificării lumii arabe. Există alte câteva proiecte geopolitice alternative care, la rândul lor, sunt în perioada interbelică sau la mijlocul secolului al XX-lea, una dintre ele foarte dragă elitelor basiste și nu doar basiste, este proiectul Siriei Mari, adică unei construcții teritoriale, politice enorme, care înglobează Irakul, bucăți din sudul Turciei, Iordania, chiar peninsula Sinai. Și a existat un partid naționalist sirian în perioada interbelică, care s-a construit în mod fundamental pe această idee, idee care va intra mai apoi și repertoriul propagandistic al Partidului Baas Sirian și în virtutea căreia Siria a încercat permanent să intervină în controlul Libanului și în controlul mișcărilor de rezistență palestiniene, plus rivalitatea enormă pe care o va întreține permanent cu Irakul. E o altă hartă a Siriei Mari. Un alt proiect fondat mai întâi de către un personaj politic esențial al Irakului din perioada monarhistă, adică până în 1958, Nuri al-Said, ideea semilunii fertile. De data aceasta, vedeți, în mare măsură sunt cam aceleași teritorii, dar dacă proiectul Siriei Mari, evident, trebuie să fie construit în jurul Damascului, proiectul semilunii fertile trebuie să fie construit în jurul Bagdadului. În anii după 1950 până la începutul anilor 60 este epoca de aur, epoca de glorie a ideilor, ambițiilor, proiectelor, militantismelor panarabiste. Două sunt marile curente politice și ideologice care concentrează aceste idei panarabiste. Unul este naserismul, numele care vine de la Nasser, președintele Egiptului după 1953, corifeu absolut al acestei idei de Uniune Arabă, care încearcă să facă din Egipt epicentrul acestei reunificări arabe, suscitând dinamici activiste în toate celelalte state arabe, din Orientul Mijlociu sau din Maghreb, pentru a crea acolo dinamici politice și sociale care să atragă statele respective sau teritoriile acelea în această preconizată Uniune Panarabă. Aici este o fotografie, ca să facem economie de imagini, este o fotografie din 1958 cu cei doi corifei ai celelalte mișcări panarabiste rivale, care este Partidul Baas. Partid care apare în Siria în 1941. Aici sunt cei doi părinți fondatori, Michel Aflaq și cu Salah al-Bitar. Ei încearcă acum, în contextul acesta al unei euforii panarabiste, încearcă să construiască această unitate arabă, unificând Egiptul cu Siria, generând un nou stat care purta numele de Republica Arabă Unită, ca prim pas în ceea ce se dorea mai apoi integrarea, atragerea celorlalte regiuni, a Libanului, a Irakului, proiect care el însuși a avut o viață foarte scurtă, doar 3 ani, pentru că erau mult prea mari discuțiile, diferențele de cultură politică, economică între Egipt și Siria, plus că Egiptul, de fapt, aproape că a anexat Siria, adică avea un control mult prea radical ca să fie pe placul sirienilor, care sunt o societate
mult mai eterogenă și mai sofisticată decât cea hipercentralizată a Egiptului. Proiectul a ieșuat în 1961. Siria a intrat într-o perioadă foarte complicată, nu stăm, de dinamici politice. Partidul Baas ajunge la putere în 1963. Aripa aceasta civilă este dat jos în 1966 de aripa militară a partidului, formată din alauiți și din druzi. Ei vor fi obligați în exil. Salah al-Bitar va fi asasinat de către serviciile de securitate siriene. Michel Aflaq va găsi refugiu în Irak. Aici o fotografie cu puțin înaintea morții sale. Michel Aflaq a murit în 1989. Aici este cu, să zic, copilul său de suflet, cu președintele Irakului, Saddam Hussein, care l-a recuperat pe Michel Aflaq, a făcut din Michel Aflaq părintele fondator al adevăratei ortodoxii basiste, adică cea irachiană, contestând basismul sirian, nu, pervertit, deturnat. Și Saddam Hussein a fost, în perioada cât a fost vicepreședinte, din 1968 până în 1979, mai ales după ce a ajuns președinte, unul dintre marii corifei promotori a ideii de reunificare arabă, evident în jurul Irakului, de o nemilitarizare enormă pe care el o face Irakului în anii 70, în ideea mult mai veche de altfel, încă din perioada interbelică, ideea de Irak ca Prusie a lumii arabe. Adică așa cum unitatea germană s-a făcut în jurul Prusiei, care a forțat celelalte entități să accepte ideea unei uniuni, unei identități germane și unei națiuni germane, nu, care fondează această ordine politică a statului german, la fel visul, utopia mai tardivă, pentru că prima utopie panarabistă va dispărea odată cu moartea lui Nasser în 1970, cu înfrângerea statelor arabe în războiul de 6 zile, care a prăbușit dramatic încrederea acestei idei de unitate a lumii arabe. Și Hafez al-Assad și Saddam Hussein rămân încă atașați de aceste idei utopice, nu, de unificarea lumii arabe, dar care sunt simple utopii, pentru că realitatea geopolitică a Orientului Mijlociu după anii 60-70 este deja mult prea dificil de a fi modificată. Adică statele au propriile lor existențe, propriile lor identități politice, economice, militare. Proiectul, cum zic, o extensie concretă a acestui proiect al lui Saddam a fost invadarea Cuveitului în august 1990, cu consecințe dramatice pentru Irak, pentru că a provocat o mobilizare internațională rapidă și masivă, care a forțat militar Egiptul să plece din Cuveit, dar cu o distrugere masivă a infrastructurii irachiene și mai apoi cu un embargo foarte dureros pentru populația aia. Da, deci ne apropiem încet de final. Ne apropiem. Să putem să luăm și 5 minute, să ducem un pic discuția până aproape de zilele noastre. Anii aceștia, 50-60, sunt ani care fracturează lumea arabă în două mari blocuri politico-ideologice. Ceea ce le vedeți aici pe harta aceasta, haideți să o măresc. Ceea ce purta numele de republicile revoluționare, erau republicile care erau, mă rog, statele care au instaurat regimuri republicane, foarte adesea, fie în urma unor lovituri de stat, cum a fost cazul Egiptului, al Irakului, al Siriei, fie regimuri postcoloniale, Algeria, Tunisia, Libia, și care se revendică de la proiecte panarabiste, chiar dacă disonante și rivale între ele, de la proiecte politice și economice de tip stângist, partid-stat unic, control al statului asupra
societății, statul ca agent al dezvoltării, al reconstrucției unei ordini politice, economice, identitare, de sus în jos, autoritariste. Și în această reconstrucție, un rol fundamental, așa cum am zis, are această reconstrucție identitară. Toate aceste noi republici postcoloniale sau, să zicem, post-influență occidentală, cum a fost Egiptul, Irakul, care au scăpat de influența sau de tutela străină britanică prin revoluții, Yemenul, până în 1990 vor fi două Yemenuri. Yemenul de Nord, care la rândul lui basculează în conflict civil după 1962, și Yemenul de Sud, care după ce se scapă de sub tutela britanică în 1963, nu va fi primul singurul stat comunist, ca atare marxist din lumea arabă. Deci sunt sisteme care în contextul războiului rece sunt în general aliate lumii comuniste, suferă foarte mult influența lumii comuniste, dar mai ales, asta voiam să vă zic, toate aceste regimuri autoritariste duc acum proiecte foarte asumate de insuflare, de inducere, de construcție a unei identități arabe a populațiilor lor. Și asta se face prin educație, în primul rând. De exemplu, în Tunisia, în Algeria, învățământ limba arabă devine limba oficială în stat. Învățământul, cultura, presa sunt eminamente și fundamental arabizate, fără să mai lase loc foarte mare limbii franceze, cum a fost până atunci, sau limbilor amazighien, limbilor berbere. Deci, este o strategie acum, în perioada aceasta, a marilor puteri politice de a genera prin educație, prin armată, prin propagandă, prin mobilizări populare masive, prin controlul populației, de a genera ideea unei națiuni și unei identități colective arabe. Acestui proiect se va contrapune cel al grupului celorlalte regimuri din lumea arabă, ceea ce generic sunt desemnate sub termenul de monarhii conservative sau conservatoare, cele din zona Golfului Persic, împreună cu Iordania, și în celălalt capăt al Maghrebului, Marocul, singura monarhie care exista și, mă rog, există până astăzi în zona Maghrebului. Ele contrapun acestor modele naționaliste arabe alt tip de ideologie politică și alt tip de identitate. Monarhiile din zona Golfului Persic, care și-au originea cam după secolul XVIII, ca și monarhia hașemită din Iordania, care este mai recentă, după 1922, se fondează într-o foarte mare măsură pe o reconversie în folosul statului a ceea ce până atunci era în foarte mare măsură un atașament sau o fidelitate a populațiilor față de liderul tribal. Deci este o cultură tribală. Evident, sunt o sumă de foarte multe triburi, toate aceste state, în special Arabia Saudită, în care atașamentul, fidelitatea acestor triburi a fost cumpărată sau a fost, cum să zic, obținută cu forța de către elitele politice, de către clanurile la putere, pentru că fiecare dintre familiile domnitoare, toate aceste monarhii, sunt de fapt clanuri tribale, clanul Saudit, în familia Sabah, în Kuwait, în familia Khalifa, în Bahrain, clanul Sani, în Qatar, apoi toate celelalte linii dinastice, care sunt cele 7 emirate din Emiratele Arabe Unite, apoi în Sultanatul Omanului. Deci toate aceste familii domnitoare sunt de fapt clanuri tribale care au reușit să ajungă la putere și să conserve puterea, cumpărând sau generând în jurul lor fidelități, atașamente, care nu sunt de natură națională. Adică, să zic, regii saudiți sau emirii din
celelalte structuri din Golf nu guvernează peste o națiune saudită. Nu există așa ceva. Guvernează peste comunități care sunt identificate prin două referințe. Cea tribală și cea religioasă. Deci ele, toate acestea, inclusiv Marocul, caută un alt element de legitimare a puterii politice. Nu națiunea arabă, cum era cea republicilor, ci islamul. Și acum, între cele două blocuri, în anii 50-60, se creează o mare rivalitate și conflict, chiar și direct în zona Yemenului de Nord, care a primit numele un foarte mare specialist, care a fost profesor la Universitatea Americană din Beirut, Malcolm Kerr. El a forjat acest termen de războiul rece arab. Război care se va încheia după anii 70 prin succesul din ce în ce mai vizibil și mai mare al acestor republici monarhiste, care devin foarte bogate pentru că au foarte mult petrol, special cele din Golf. Diseminează enorm de mult din aceste resurse în folosul construcției unei noi narațiuni identitare și unor noi variante de atașament identitar în jurul islamului sau în jurul unor interpretări de tip tradițional, conservator, salafist al islamului, și aceștia sunt actori geopolitici majori ai lumii arabe și a lumii musulmane după anii 70, luând din ce în ce mai mult locul ca influență, ca putere economică mai întâi, celorlalte regimuri, celorlalte state care pierd din atașamentul lor identitar și politic la narațiunea panarabă, cum e cazul Egiptului, care devine un client al Arabiei Saudite după anii 70. Deci un alt element aici, e o fotografie cu ultimul corifeu, ultimul Don Quixote al ideii panarabe, care este capitanul, mai apoi colonelul Gaddafi. Imediat după ce a ajuns la putere, în 1969, a făcut o vizită la Cairo, idolului său, Nasser, și a încercat să-l convingă pe Nasser să realizeze împreună această Uniune Arabă. Nasser era deja mult prea obosit pentru a mai crede în astfel de fantezii. A și murit în 1970. Nasser Gaddafi, în anii 70, a mai avut aceste idei, cercând să convingă toate statele arabe din jurul său sau de departe, Siria, Yemenul, Irak, Maroc, Tunisia, Algeria, state cu care de altfel avea relații proaste, să le convingă să adere, să construiască această Uniune Arabă, devenită tot mai imposibilă. În final, văzându-și eșecul, Gaddafi s-a deturnat el însuși de la ideile panarabiste înspre proiecte la fel de extravagante și cu conotații islamice după anii 78, 79 și, mă rog, a avut propria lui viziune din ce în ce mai nebunească, deși foarte eficientă, în schimb, în altă direcție. Gaddafi a avut un rol enorm în generarea dinamicii care a dus la fondarea Uniunii Africane. Pentru că, văzându-și eșecul în fața unei lumi arabe hiperfragmentate și opuse lui, și Gaddafi a fost urât de enorm de mulți lideri arabi, special cei din zona Golfului Persic, pentru că era slobo la gură și spunea foarte multe lucruri pe șleau, o lume arabă e încărcată într-o ipocrizie enormă, și asta i-a și adus cele din urmă. Aici este o hartă, mă rog, așa un pic naivă, simplificată, a celor două utopii care, să zic, una a expirat, cea panarabistă, substituită tot mai mult de utopia panislamică sau panislamistă, cu foarte mulți actori, nu neapărat arabi, și Iranul a crezut foarte mult după Revoluția din 79 în ideea că el poate să fie un pilon al unei proiectate unificări islamice, mai ales pentru că Iranul are o dublă alteritate. Este o țară persană și nu arabă, și o țară șiită și nu sunită.
Cam asta, cam din anii 70, 80, 90, ceea ce numim, ceea ce putem numi noi geopolitica lumii arabe, de fapt, este geopolitica unor continue rivalități între statele din lumea arabă. Rivalități hegemonice, fie între state, fie între lideri. Am zis și în prezentarea aceea cu care am... prezentarea conferinței noastre, unul dintre corifeii, oamenii cei mai extraordinari care ne ajută pe noi să înțelegem cum funcționează mecanismele de putere, mentalitățile, Orientul Mijlociu a fost marele istoric și savant tunisian, acolo s-a născut Ibn Khaldun, a trăit în secolul al XIV-lea și el, printre altele, avea această butadă că orice arab vrea să fie conducător. Deci dacă putem defini o substanță generică a geopoliticii lumii arabe, așa cum există ea de acum, în interiorul acestui sistem geopolitic cu state, care există, aceste state sunt într-o permanentă rivalitate. Maroc contra Algeria, depinde de momente, Egipt contra Arabia Saudită până în anii 70, Arabia Saudită împotriva Iordaniei, Siria împotriva Irakului, Qatar împotriva Arabiei Saudite, Egipt împotriva Libiei, Liba împotriva tuturor și așa mai departe. Deci e o nebunie continuă, apoi e problema palestiniană care a generat la rândul ei nenumărate polarități în interiorul lumii arabe, fiecare dintre marile puteri arabe încercând să folosească în interes propriu actorii palestinieni, grupele de rezistență palestiniene. În Siria aici a avut mari ambiții, nereușind să controleze pe Arafat, Șoepeul, a folosit foarte mulți grupări mai degrabă radicale, teroriste. Apoi, această ordine politică, așa cum funcționa ea, mai mult sau mai puțin înghețată, va fi încă o dată zruncinată masiv, mai întâi în 2003, prin intervenția americană din Irak, care pune capăt unui regim și unei puteri arabe care a dominat vreme de decenii configurația geopolitică a lumii arabe și a Orientului Mijlociu, una dintre marile puteri militare, în primul rând, politice și cu ambiții geopolitice majore în zona Golfului Persic. Prăbușirea Irakului a avut efecte foarte mari asupra raporturilor de putere în lumea arabă, pentru că, încă o dată, a oferit ocazia statelor din Golful Persic să-și crească și mai mult influența. Apoi vine momentul primăverii arabe, sau mă rog, așa numite primăveri arabe din 2011, în care unele regimuri la putere au căzut, Libia, Tunisia, Egipt, Yemen, altele au rezistat cu prețul unor enorme conflicte, cum este cazul Siriei, conflicte care au generat la rândul lor alte dinamici, alte conflicte, emergența nenumărați actori islamiști, adică în general, foarte pe scurt ca să încheiem, lumea, ideea aceasta de lume arabă rămâne un concept. Este foarte puțin o realitate și în sensul, hai să zicem, lingvistic, dar mai ales o realitate în sens politic, sau mai degrabă în sens geopolitic. Liga Arabă este aproape inexistentă ca eficiență și ca realitate, ca proiect. Lumea arabă, de fapt, continuă să fie o continuă arenă, o permanentă arenă, în care se dispută, se luptă marele puteri, care, evident, unele sunt mari astăzi, sau au fost ieri, nu mai sunt, cum e Egiptul, Egiptul e mare putere a lumii arabe, a devenit astăzi așa un fel de instrument
pus în slujba intereselor monarhiilor din Golf. Există chiar în interiorul Golfului, să zic, tigri noi care urcă și care sunt foarte puternici, în special Emiratele Arabe Unite sau Qatarul. Puteri emergente, financiare în primul rând, pentru că au acces la resurse petroliere și gaziere foarte mari, în special Qatarul, dar Emiratele sunt, să zic, copilul teribil al ultimelor ani. Întreaga lume arabă, să zicem, și întreaga ordine geopolitică a Orientului Mijlociu sunt foarte activi, uneori în competiție, uneori în colaborare cu Arabia Saudită. Qatarul, la rândul său, a avut foarte mari ambiții până acum câțiva ani de a fi un fel de joker geopolitic în Orientul, în interiorul Orientului Mijlociu și nu numai, în sens mai larg, în interiorul lumii musulmane, mai ales pentru că Qatarul se leagă foarte mult sau se lega de un proiect hegemonic în raport cu un islam politic în concurență cu Turcia, în concurență. Lucruri care iarăși s-au schimbat pentru că boicotul și, să zic, presiunile enorme puse de către Consiliul de Cooperare al Golfului împotriva Qatarului, în final au mai modulat un pic din ambițiile puterii qatareze. Omanul este un stat care își asumă în mod fundamental o distanță diplomatică și mai ales ambiția, la rândul său, de a fi un joker, foarte multe negocieri, jocuri de culise care se fac în Oman și sub influența Omanului sau sub tutela Omanului. Yemenul este basculat într-o permanentă instabilitate politică, încă de decenii, de foarte multe decenii, ceea ce avem noi acum pe 2014 în Yemen, acest război civil, nu este decât o extensie foarte violentă a unei instabilități care este structurale în Yemenului vreme de zeci de ani. Sunt multe chestiuni care țin, să zicem, de o geopolitică hard, care doar le amintim, problema exploziei demografice și a gestiunii acestor mase enorme de populații, pentru că lumea arabă a fost, după al doilea război mondial, regiunea cu cea mai mare, cu cea mai intensă creștere demografică din lume. Deci inclusiv înaintea Africii Negre, 7-8 copii pe cap de familie. Ori aceste explozii demografice, populația egipteană s-a crescut de 4 ori de la al doilea război mondial până astăzi. Există probleme enorme de gestiune economică, socială, profesională acestor generații și tocmai incapacitatea regimurilor de a gestiona aceste probleme e o sursă de instabilitate și de deviere a multora dintre ei spre ideologii și militantisme de tip islamist. Probleme economice, resursele energetice, nu mai insistăm, resursele în zona Golfului Persic, problema, iarăși, enorm de importantă geopolitică în întreaga zona Orientului Mijlociu, a stresului hidric. Este regiunea cea mai afectată de incapacitatea de a-și asigura resursele de apă și aici avem un clasament. Pe locul 1 Qatar, pe locul 2 Israel, pe locul 3 Liban, pe locul 4 Iordania, pe locul 5 Iran, locul 6 Libia, adică este epicentrul acestor probleme care la rândul lor generează situații conflictuale, rivalități geopolitice între Iordania și Israel, de exemplu, între Israel și Libia, Israel și Liban, între Liban și Siria, în Irak, între Turcia și statele din Aval pentru controlul Tigrului și Eufratului, adică Siria și Irak. Sunt enorm de multe probleme în interiorul lumii arabe. Indicele de dezvoltare umană pe 2020, care arată totuși nivelul
scăzut al majorității statelor din lumea arabă, cu excepția, mă rog, al statelor din zona Golfului Persic și al Israelului, evident. Și, mă rog, o chestie, așa, ultima problemă de amuzament, pe care iarăși nu am avut vreme să o discutăm, problematicile celorlalte comunități, să zicem, etnic, nearabe, dintre care unele dintre cele mai importante au fost cele ale comunităților evreiești din lumea arabă, care au dispărut după apariția statului Israel. Vedeți, în Maroc a mai rămas 3.000 din 265.000, în Algeria 0, Libia 0, Egipt 5, Irak 10. Da, cam acestea ar fi, hiperminimalist, câteva repere majore ale problematicii lumii arabe. Evident, sunt încă alte 1.000.000 de probleme care ar fi meritat discutate, dar să sperăm că probabil întrebările vor aduce câteva teme noi de discuție. Da, da, ne mulțumim cu milionul de probleme puse deja în discuție până acum. Al doilea milion cred că trebuie să-l lăsăm deoparte. Așa. Ciprian, aș vrea să fac o probă doar, pentru că avem un zgomot de fond pe care nu-l vedem. Cred că este cineva aici în studio și nu-l vedem în StreamYard. O să pun puțin pe toată lumea pe mute. 10 secunde. Nu s-a mai auzit. O să întreb doar așa. Este cineva aici în StreamYard, dacă puteți să interveniți? Adică în afară de noi trei. În afară de noi trei, da. Pentru că am senzația că se mai aude cineva pe fond, doar că nu apare, nu se vede în StreamYard. Nu, e ok. Ne uităm, ne interesăm noi, Ciprian, care a fost problema. Da. Da. Da, oricum e un mic sunet care, mă rog, a mai deranjat așa un pic, dar în rest el a putut să fie ignorat datorită prezentării și informației foarte, foarte dense. A fost un curs, Marius, a fost un adevărat curs de istorie a lumii arabe. Ar trebui să fie fascinant urmărit acest curs pe un semestru, mai ales cu toată informația grafică pe care ai adăugat-o părții istorice. Ar fi multe de spus, au fost și întrebări, din păcate noi am ieșit foarte mult în afara timpului cu prezentările și sunt întrebări care sunt legate evident de relația dintre lumea arabă și celelalte țări musulmane non-arabe. Da, în primul rând Iranul, ai vorbit despre Iran, în al doilea rând e vorba despre Turcia. Dar mai sunt și în Est, Indonezia, parțial Pakistanul, Bangladeshul și o parte din Malaezia și așa mai departe. Deci e clar că avem o non-coincidență între lumea arabă și lumea musulmană. Asta este adevărat. Există apoi, evident, există și o bucată mică și trebuie să o spunem, cred că am spus-o și anul trecut, când am făcut emisiunea despre islamism, există o bucată de lume arabă non-musulmană, nu? Mai mult, mai puțin întinsă, prezentă cu deosebire în comunitățile creștine din Liban sau din Siria, chiar din Irak, pe alocuri, dar care există și asta se vede mai ales în mozaicul etnic și religios din Liban sau din zona din țările din Orientul Mijlociu. Așa. Dacă ne poate recomanda domnul Lazar una sau două cărți despre istoria lumii arabe. Nu ai ieșit de curând o numește da. Chiar Arabii, nu? Da, există o carte, probabil că una dintre cele mai bune introduceri este cartea lui Albert Hourani, Istoria popoarelor arabe, este o carte apărută la Polirom, dacă nu mă înșel, nu numai cu câțiva ani. Albert Hourani a fost un savant libanez, un specialist orientalist libanez cu un rol enorm. Este cartea lui despre mișcarea Nakba, este o carte de căpătâi, e o referință în studiile de specialitate despre această renaștere identitară, deopotrivă și arabă și islamică, de la
sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. Există, s-au tradus destul de multe în limba română, există o literatură consistentă. Mi se pare că și Dominique Surdel, mare specialist francez, are ceva carte despre arab, dacă nu mă înșel. Știu că are una sigur despre islam, o traducere de la Piouf, de la Kesej, dar cred că are și despre lumea arabă. Sunt, adică și despre cultura arabă, despre literatură, despre cultura în sens larg, sapiențială, există. Da, asta este cartea lui Albert Courani. Există o traducere, ce ziceam adineauri, făcută de către Grete Tartler, în urmă cu mulți ani. Înțelepciunea arabă în poezia și proza secolelor 5, 14 probabil, sau ceva de genul acesta. Care... E un compendium din textele filozofice, textele de literatură extraordinare din cultura arabă, din perioada clasică. Evident, sunt foarte mulți, foarte mulți scriitori, oameni de cultură arabă în perioada contemporană, care sunt traduși. Naguib Mahfouz, de exemplu, singurul scriitor arab care a luat premiul Nobel. Aproape parte consistentă din opera sa e tradusă în limba română. Sau un alt scriitor extraordinar, Alaa Elassouani, foarte urmărit. Cartea lui, Blocul Iacobian, este cartea cea mai vândută în lumea arabă. Deci există o lume arabă, deci ca și realitate culturală, asta e adevărat, ca și producție culturală. Există nenumărați scriitori care sunt produsul unor realități culturale proprii, cei din Maghreb, care sunt foarte numeroși, care reflectă foarte mult realitățile maghrebiene. Există o generație nouă de scriitori în zona Golfului Persic, poate mai puțin cunoscuți, dar da. Toată lumea. Da. Marius, deci hai să luăm două întrebări, Cristi, că parcă așa, nu s-ar cădea. Așa s-ar cădea, chiar dacă ne ducem cu emisiunea spre două ore. Okay. Așa, o întrebare de la Cosmin Blașiuc. De ce Mustafa îl chema la Ataturk a încercat să se despartă de cultura arabă? Musulmanii adevărați sunt de părere că limba arabă este sfântă și că profetul Mahomed era arab. Da, Ataturk nu s-a despărțit de cultura arabă, ci de cultura islamică. Ataturk este produsul sau este continuatorul de fapt proiectului național turc fondat de către junii turci. Distanța lui Ataturk a fost în primul rând față de moștenirea arabă a Turciei, moștenirea musulmană a Turciei și moștenirea otomană a Turciei. Evident, hai să zicem că poate marea diferență sau marea distanțare în sensul acesta e renunțarea la alfabetul arab. În 1928, dacă nu mă înșel. Dar în rest, între Turcia și lumea arabă, nu existau foarte multe conexiuni atunci și nici înainte, adică erau cumva lumi separate, evident, unite, să zicem, prin referința musulmană, dar chiar și aici existau specificități ale islamului turc, deja construite vreme de secole, specificități ale islamului arab. Adică e o lume foarte complexă și care nu trebuie neapărat forjată în categorii generice. Da. Cum se raportează China la statele arabe și invers? Reușește China să facă concurența americanilor și rușilor în lumea arabă? China are ambiții în Orientul Mijlociu, în special în zona Golfului Persic, și are ambiții pentru resursele din Golful Persic. În rest, prezența Chinei nu este atât de consistentă cum este încă prezența Occidentului în zona Orientului Mijlociu, în special americanii sunt foarte prezenți în Golf, militar, în primul rând, sunt mari furnizori de armament și de alminteri, statele din Golful Persic sunt numărul unu mondial în achiziții de armament de pe piața mondială. Marea Britanie, Statele Unite, Franța. Adică există o febrilitate a înarmării statelor din Golf, Arabia Saudită, Emirate, Qatar, fără ca să știm foarte clar la ce servesc, în fond, toate aceste acumulări de armament, pentru că
degeaba cumpără, pentru că capacitatea lor de a utiliza aceste armamente este destul de slabă. E mai mult așa, un fel de ambiție și de aroganță tipică culturii tribale, care e construită tocmai pe această idee a orgoliului și a rivalității cu ceilalți. În evul mediu, lumea arabă a ocupat pozițiile de lider în domeniul realizărilor și descoperirilor științifice, să fie islamul sau, mai bine spus, apariția școlilor islamice, cauza declinului? Păi, dacă vorbim de lumea arabă, în sens sau legată de realizări, aceste realizări au fost tocmai în contextul lumii musulmane sau în contextul genezei spațiului islamic, până la apariția sau până la generarea culturii arabă-islamice sau califatului. Să zic, lumea arabă era destul de periferică în raport cu ceea ce era cultura științifică sau cultura tehnologică a antichității târzii. Iar această excelență pe care cultura arabă-musulmană sau cultura musulmană în general o va obține în perioada clasică a islamului și chiar și după, e adevărat, chiar dacă sunt mai puțin cunoscute aceste realizări, sunt în mare măsură influența sau contactul cu sau asimilarea culturii preislamice din teritoriile ocupate. Culturii elenistice, grecești, elenistice, zona bizantină, mă rog, ceea ce poate să fie numită o cultură sau o influență științifică din spațiul persan și mai ales indian, cu care islamul are acum contacte și asimilează. Deci e o capacitate de sinteză enormă care se produce acum în perioada clasică și nu știu dacă neapărat trebuie aici validat în mod absolut referențialul arab. Pentru că mulți dintre mari savanți din perioada islamului clasic nu erau arabi. Mulți dintre ei sunt persani, chiar turci. Al-Farabi, de exemplu, era turc din Transoxiana. Deci e foarte greu, adică să zic, în perioada islamului clasic, referința arabă, în sensul de identitar arabă, era mai degrabă apanajul celor care aveau, puteau să-și valideze un atașament tribal sau o filieră tribală la unele dintre triburile din peninsula arabă. Deci asta însemna arab în contextul epocii respective. Adică arab în sensul cumva etnoantropologic. Adică să fii capabil să te atașezi la o linie genealogică legată de un trib sau o comunitate arabă ca atare. În rest, nu se punea foarte mult accentul pe identitatea, așa cum o puteam noi cataloga acum, ca fiind etnică sau națională, poate mai mult națională. Adică ceea ce conta în mare măsură era în special referința religioasă. Și asta era cadrul general care permitea ca diferitele comunități, populații, etnii, din Maghreb până în China, să interacționeze, să comunice, să se amestece, utilizând același instrument lingvistic, limba arabă. Deci a fost un creuzet bazat exact pe acest cosmopolitism și acest câmp de comunicare foarte larg, cultural, uman. Ce relație are România cu lumea arabă și cum s-ar putea crea noi relații? Ca să încheiem cu asta. Cred că relațiile României sunt destul de minimaliste la ora actuală cu lumea arabă. Și asta din păcate, pentru că există un potențial enorm de încredere, inclusiv la nivelul populației și de imagine pozitivă pe care are România în interiorul lumii arabe. E adevărat, rezultatul politicilor pe care le-a dus regimul Ceaușescu și nu numai el în deceniile trecute, dar după dispariția, după căderea comunismului, aici Ciprian, tu știi mult mai bine decât mine, nu? Obiectivele noastre de politică externă s-au recentrat mai mult înspre zona Occidentului și am pierdut foarte mult din relațiile, bagajul foarte bun și de relații diplomatice și mai ales de relații umane pe care le-am avut cu state din Africa, Orientul Mijlociu, Asia și pe care nu le-am recuperat sau nu le-am valorificat în continuare așa cum ar fi meritat. Și din păcate, da,
Nu sunt mare specialist în diplomația română actuală, dar din ce am văzut eu sau ce am... Da, și dacă îmi dai voie să spun două vorbe legată de asta, când în Europa vor fi mai puțin creștini decât musulmani, unde fugim? Domnule Bogdan, deja cred că ați fugit înainte de a pune această întrebare. Nu are niciun fel de actualitate întrebarea pe care o puneți. Ceea ce vehiculați în întrebarea aceasta e doar încă o versiune a teoriilor complotului, a conspirațiilor, a islamului periculos și așa mai departe. Nu trăim în astfel de realitate, nu avem absolut niciun fel de, nu trebuie să avem niciun fel de spaimă de felul acesta. Cred că există loc pentru toată lumea în orice loc de pe acest pământ. Duceți-vă în Spania să vedeți, duceți-vă în alte locuri din lume să vedeți unde civilizațiile au putut să trăiască împreună în Orient, în Orientul Mijlociu, oriunde. Nu există așadar niciun fel de emoție legată de o astfel de invazie pe care o vehiculează niște televiziuni care nu au niciun fel de habar despre ce înseamnă geopoliticile lumii actuale. Cam asta a fost emisiunea noastră de astăzi, dragi prieteni. Ne-am lungit, suntem într-un format neobișnuit, astăzi suntem la 2 ore. Marius Lazăr este un pasionat și un cunoscător al lumii arabe și inevitabil ne-a ținut un curs. Veți alege fiecare când veți vrea să revedeți această emisiune, veți alege părțile care vă interesează, partea de istorie, partea de contemporaneitate, relația dintre lumea arabă și lumea musulmană, non-coincidența lor, toate acestea. Pentru săptămâna viitoare vrem să vă propunem, ne gândim de multă vreme cu Cristi la acest format, acum că s-a întors și el și că e totuși miercurea de după Paște și în perioada de vacanță, vrem să vă propunem o discuție liberă, care nu va fi propusă o emisiune cu un invitat, dar să avem un dialog cu voi, cu toți invitații și cu toți urmăritorii noștri, pardon, să avem un feedback mai fiabil din partea voastră, să ne spuneți ce vă place, ce nu vă place, cum doriți să organizăm în continuare această emisiune. Suntem astăzi, n-am spus-o de la început, suntem la 60 de emisiuni. 33 de anul trecut, 27 de anul acesta, 60, e peste un an, e o cifră semi-rotundă, să-i spunem. Și vrem să gândim împreună cu Cristian Presură un format dinamic, începând cu săptămânile viitoare, sub forma unor episoade pilot, probabil în lunile mai și iunie, pe care să-l dezvoltăm pe urmă, începând cu luna septembrie, când eventual vom lansa un al treilea sezon al emisiunilor noastre. Nu, Cristi, tu cum vezi lucrurile? Da, absolut. Deci îi rog pe cei care vor veni săptămâna viitoare să pună întrebări, să facă observații, vom discuta deschis cu toți. Da, cam asta este ideea. Vă așteptăm așadar miercurea viitoare. Îi dorim încă o dată, îi mulțumim lui Marius Lazăr pentru cursul acesta de mare, mare cultură pe care ni l-a oferit. Cred că e ceva de învățat din toate acestea. Vă dorim tuturor sănătate și pace. Cei care sărbătoriți Paștele, să aveți sărbători luminate în zilele ce vin. Ceilalți să vă bucurați de aceste zile de primăvară. Să fim cu toții sănătoși și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Noapte bună, la revedere! La revedere! La revedere!